pe ei. Puneți-ne jos, așa, vă rugăm. Mulțumesc. Doamne, asta am vrut să vedeți. Adică nu le trântese, a, în afară de una, care ca de obicei a rămas agățată, da. Tot aia care căzuieri în cap. Da, ea, na, nu se înțelege prea bine cu el și atunci, da, din când în când e ușor dezavantajată. Seara, corect. Auzi, ea, câte kilograme are? Câte kilograme ai? 30. 12. Mulțumesc! Are 12 kilograme cu telefoanele încărcate, stimați telespectatori. Tu ai fost aseară la spectacol? Nu. N-ai fost. Corina. Nu, pe Corina, Corina a și jucat, nu. Pe tine nu te-aș fi văzut. Apropo, la un moment dat am auzit că a fost și Barbu. Dar la cât e de slab, l-au băgat între două cărți în bibliotecă și s-a terminat lucrarea. Aseară, ascultă cineva paraziții dintre dumneavoastră? Mulțumesc. Aseară, m-ai dat afară, în băsmăluți și în strada goală. Să fim serioși. Aseară am fost împreună cu colegii aici de față, cu cei văzuți și cu cei nevăzuți, să-l vedem pe Petru. Petru a mai venit? Da, a mai venit. Petru, în realitatea lui, el este actor. Și urma să aflu aseară, m-am dat afară, nu pot așa, că este un actor absolut fabulos. Și am fost atât de mândră de el că era să-mi crape ficații mine. Eram mândră rău de tot de el. A fost senzațional. A fost cel mai tare, Petru. Și... adevărat că a avut și cu cine. A avut și cu cine, că și colegii erau într-un fel. Vă sfătuiesc să vă duceți la Green Hours lunea să-l vedeți pe Petru. Bine, și pe alți colegi care sunt foarte mișto. Și dacă aveți noroc, s-ar putea să-l vedeți și pe Mihai cu Noami. Deci fiți atenți. În timp ce Petru cu partenera lui se schimbau, pentru că au interpretat aceeași scenetă, același Caragiale, în momente diferite, istoric vorbind, în timp ce ei își puneau togile, își scoteau harpele, își puneau perucile, își scoteau fustele, de-astea, între ei, cineva trebuia să performeze ceva pe scenă. Și a venit o doamnă actriță absolut remarcabilă, care a spus tu și cu tine, tu și cu bine, la un moment dat a luat-o și pe The American Dream, care a fost foarte drăguță. Ea este The American Dream, ea credea că îi spun The American Pie. Nu pe H, ci The American Dream. Metaforă cu pe H. Tu cu cine ai prestat The American Dream? Cu domnul în vârstă, un căsătorit. Domn în vârstă. Un domn drăguț care spunea tot timpul că e în vârstă și căsătorit, până când ne-a scos din pepe și atunci Mihai și-a bătut joc de. Deci Noami și Mihai a trebuit să se țină de mână, atâta de cât a trebuit ei să facă, ca la 5 ani, ca la 10 ani, ca la 15, ca la... adică ei având vârsta respectivă, ca la 25 și Mihai, pentru că domnul la tot timpul spunea că e bătrân și căsătorii, tot timpul spunea că e bătrân și căsătorii, când a ajuns la 65, vârsta presupusă a domnului respectiv, Mihai a făcut foarte rău și a zis, tânțelul stătea într-un loc și avea 35 de ani, Mihai stătea, 65 de ani, pardon, Mihai stătea într-un alt loc și avea aceeași vârstă. Și la un moment dat trebuia să se țină de mână. Și Mihai zice, auzi, auzi, una la audio cu pelița. Du-te tu! Sau mai bine, hai amândoi! Și ți-au luat acel de mână. Vă dați seama, domnul, care ne dă-și seama de subtilitatea lui Mihai, schimba fețe-fețe. Sfat pentru domnul. Sunteți un bărbat frumos. Lăsați-o, dracu. Am înțeles. Sunteți bătrâni și căsătorit. For once, twice. A treia oară v-am adjudecat și Mihai va și pe Arafat. Deci am fost la teatru să-l vedem pe Petru. Nu știu dacă îl mai lăsăm să danseze, pentru că mi-e frică să nu se strice. Tot asta. Într-unul dintre momentele de maximă, când aveau 95 de ani, Mihai și Noami s-au gândit să facă o șmecherie. Noami nu mai putea să meargă la 95 de ani și atunci Mihai s-a gândit pe scena de la Green Hour, sub ochii mei măriți de groază, cu țigările aprinse, cu toate alea, nu ale mele căci m-am lăsat, să o ia pe Noami în acest fel, în spinar. Și să se deplaseze cu ea. Măcărat? Măcărat, da. Am deschis gura și m-am auzit spunând, asistând neputincioasă la propriile mele acțiuni, dacă îl strici, îl plătești de nou! Pe scurt,
Mulțumesc. La Teatrul cu pricina se întâmplă o chestie interactivă, mișto de tot și cel mai important, cu Petru Niadă. Și despre asta este vorba. Bravo, Petru! Astăzi... astăzi vom vorbi despre contractul prenupțial. În România, tinerii e proști. Sigur, tinerii e proști și părinților e bogați, în principiu. Așa e. Dacă, de exemplu, fiimea ar avea cu 20 de ani și s-ar îndrăgosti de un înătăntul, eu i-aș spune fiimii, fără prenupțial, nu vii acasă, pentru că nu am niciun chef ca nemernicul să se întâlnească la un moment dat din întâmplare cu o altă fată pe care o să sărute în cofetărie și să divorțați și să ia jumate din ce al meu. Să se lăfăie el în averea să mea? Să lăfăie el în patul meu? Dar, să luăm un caz ipotetic actual. Se însoară Zoran, da? Doamne ajută, Zoran, e că noi așteptăm. Se însoară Zoran, urmașul, unul dintre urmașii, primul născut al familiei Cărmăzar, care are și el o căsuță, un porumbiel, o... și printre porumbii mai găsește o păsărică, înțelegeți ce vreau să spun. Încă una. Ia sărac. El, primul născut. Ce o să zică domnul Cărmăzan, care după 6 luni vine Zoran acasă și îi spune: tati, știi tu porumbița aia? Am găsit-o cu un gușter în barcă alăturat. O să-l bată taică-su, vreau să vă spun, cu basca udă. Și atunci, sfatul nostru prietenesc este să încercăm să ne lămurim o dată pentru totdeauna legătură cu contractul prenupțial, care poate fi semnat, iar dacă ea se supără și pleacă... Deci, Zoran, hai, luăm și cealaltă care. Se însoară Zoran. Și porumbița vine și spune... N-am nimic, n-am nimic, n-am nimic. Nu-i nimic, nu-i nimic. Dacă pleci, tot cu nimic rămâi. Știți? Cine plânge că se însoară Zoran? Nu, nu, e doar o poveste. Fiți liniștiți! Zoran continuă să fie al meu. Zeul soare pentru mine, acest ra, zice așa. Luați aminte. Încheie un contract prenupțial. Nu e prima oară când o spun, ba chiar am scris un capitol despre arta contractului prenupțial în precedenta mea carte, mă bâlbui, pentru că sunt emoționat. Dar repet pentru toți cei care se pregătesc să se căsătorească, un contract prenupțial nu înseamnă că nu-ți vei iubi mereu soția. Nici că ai îndoiel despre integritatea ei sau relația dintre voi. El înseamnă pur și simplu că ești conștient că viața, îndeosebi în aspectele ei amoroase, poate să fie complicată. Oamenii au dreptul să-și protejeze bunurile. Dacă nu aș fi avut un contract prenupțial, aș fi scris această carte din punctul de vedere al unui om care a pierdut mult. Era nevoie de un autocar pentru transportul avocaților Ivanei la tribunal cu ocazia divorțului nostru. Ar fi fost un dezastru, dar contractul era beton și a rezistat. Cu grijă, așa, 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 bravo. E una, e una! Spune să-l ajut, că l-o durea capul. Lasă-l în pace, dacă doare capul. Și nici n-a vrut să-l trag de păr. Dana Sota, femeie de afaceri, nu mai e cazul să se gândească acum la momentul cu pricina, dar zice, nu vreau ca viitoarea mea, indiferent cine ar fi ea, să se bucure prea mult. Adică să se bucure. Pe care o să o iubesc, bineînțeles. Sigur că da! Iubită, hrănită, încălțată, îmbrăcată. Dar să nu plece cu grandiroba mea. Până să dărește cu gușterul. Avocatul Cătălin Dancu este de părere că în România nu se va da prea curând legea contractului prenupțial, ceea ce mi se pare trist. Mare păcat, pentru că lumea se căsătorește și sărăcește. Trist, dar adevărat, pentru că noi... Dar nu-mi spuneți acum? Nu-mi spuneți acum? Avem o emisiune. Bine. În față. Sebastian Ghiță, bunul meu prieten, care este multimiliardar, zice așa. Contractul prenupțial înseamnă lipsă de încredere. Decât să semnezi un contract prenupțial, mai bine nu te căsătorești. Paranteză. Când s-a însurat Sebastian Ghiță, nici soția nu era, mă înțelegeți, chiar așa. Adică, chiar așa. Și atunci ei n-au semnat contract și el și-a luat cea scump, înțelegeți ce vreau să zic. Deci el când s-a însurat nu era chiar așa.
Și nici ea nu era chiar așa. Situație. Și în sfârșit, Sorin Sandulescu, pe care l-am invitat astăzi în emisiune, ca să ne povestească cum e să știi când să te oprești la momentul adevărului. O să-l întrebăm, o să ne răspundă, dar toate astea după o scurtă pauză publicitară. Foarte interesant. Unul dintre câștigătorii noștri de la momentul adevărului, un om care știe exact care sunt adevărurile și care nu, a apărut într-o revistă foarte interesantă, iar povestea, istoria, articolul începe cam așa. Povestea lui Sorin Sandulescu, căci despre el este vorba, își are începutul într-o altă poveste a colegului de serviciu care într-o zi a descoperit universul fascinant al terapiilor complementare. Atât de fascinant încât s-a gândit să-l deschide și altora. Acum, la emisiunea în care ne-am cunoscut, am avut șansa să vă adresez câteva întrebări, fără să știu exact ce vă întreb, pentru că era pentru prima oară când ne întâlneam și pentru prima oară când puneam ochii pe acele întrebări. Dacă aveți o relație de prietenie cu forțe exterioare nouă? Am crezut că... Da, asta vreau să vă întreb. Schimbat. Mă oftic că n-am putut să vă întreb atunci. Ce v-a determinat să ziceți că nu mai auziți nimic și nu vi se mai spune nimic din afară? Nu că nu mai aud nimic. Nu mai vreau să mai aud nimic. De ce? Pentru că după 4 ani în care tot credeam că aud și că vocile respective vor binele și mie și celorlalți, m-am convins, citind o carte, că nu e chiar așa. Deci, că vocile nu vă vor binele? Nu. Vocile vor să mă ducă pe o altă cale. Deci o cale paralelă care la un moment dat deviază și te bagă într-un labirint în care nu știi pe unde să mai scoți cămașa. Dar cum a început totul? Totul a început în 2002, când socrul meu s-a îmbolnăvit grav, n-a putut să fie vindecat în spital pentru că avea și pneumonie, complicații și o hepatită care dădea în ciroză aproape și mai multe probleme. Nu, deci n-a putut fi vindecat în spital. Un fost coleg de-al meu făcuse aceste terapii, era maestru, și l-am dus pe socrul meu să-l vindece. L-a vindecat. Ei, da. De toate. L-a vindecat și eu, curios, l-am întrebat, dar cum se poate treaba asta? Și mi-a dat o carte despre Reiki, am citit, fiind convins ce scria în carte, că acel Mikao Sui, care a descoperit Reiki, a căutat să vindece după conceptul Domnului Iisus. Deci, cu palmele. Uh-huh. Am zis că, domnule, nu se poate să greșesc. Deci, este o energie bună care vindecă și oamenii sunt mulțumiți, toată lumea mulțumit. Și am început și eu să practic. Întâi pe mine, pe cunoscuți, pe prieteni și am ajuns maestru. Deci 4 ani am avut și pacienți la un doctor care mi-a dat un cabinet. Totul era frumos. Păi și atunci? Dar privind ce se întâmplă cu ceilalți colegi de-ai mei și nu numai, și familia mea, mă depărtam, se făcea o ruptură. Soția nu era prea încântată de ce se întâmplă. Deci erau faze în care primeam telefoane tot timpul și zici noapte și mă întrebau ce să fac. Chiar și maestrii colegi de mine, ce să fac. Și eu stăteam de vorbă cu anumite entități de lumină, ziceam. Deci ajunsese să vorbesc cu Domnul Iisus ca cu fratele meu. Cine era să vorbesc cu Domnul Iisus ca cu fratele meu? Deci mi-a părat, zicea, nu mai spune Domnul Iisus, spune frate. Fecioara Maria la fel, cobora, spunea, îmi dădea energie la vindecări. De câte ori aveam pacienții, întrebam, mi se spunea ce să le spun, totul era ok. Păi și ce făceam exorcizări, făceam curățări de locuri. Plecau entități, așa zise, capete ale celor negri. De ce plecau? Și spuneau, o să revin. Pentru ca să mă atragă cât mai mult, să intru cât mai mult în această lumea energiilor astrale pe care nu putem să le stăpânim, nu știm să discernem ca să... Care-s bune și care nu? Deci, dacă citim cuvântul Dumnezeu, să zice, să alegi energiile bune de cele rele. Nu știm noi. Și atunci, când am citit cartea respectivă, scrisă de un canadian, mi-am dat seama că și el a pățit mai rău ca mine și S-a lăsat, după aceea numai prin rugăciune a reușit să vindece foarte multe cazuri și să rezolve foarte multe cazuri. Și acum mai practicați medicina alternativă? Nu. Păi nu-i păcat de atâția oameni pe care ați fi putut să-i ajutați? Pot să-i ajut altfel. Deci rugându-mă pentru ei. Cum și canadianul. Da? Da. Rugându-mă pentru ei.
Deci e mult mai simplu. De ce așa de complicat? Cu o mișiunea de semne, cu o mișiunea de cursuri. Dumnezeu vrea simplu, nu vrea complicat. Toată lumea trebuie să aibă acces la minuni, la vindecare. Nu? Da. De ce să faci atâtea cursuri? Păi ajunsese în Statele Unite să te coste 10.000 de dolari ca să ajungi mai așa. La noi nu erau taxele așa de mari, dar oricum te costa niște bani. Și normal că și maestrii cereau și ei bani. Deci eu am fost adeptul Dumnezeului să veniți și n-a cerut niciun bani. S-a dăruit, a ajuns chiar slujnicul nostru, nu? Și noi să începem să ne ridicăm, da. Să cerem, să aveți facem. Toate. Și uite, așa ne întoarcem către momentul adevărului. V-ați retras în momentul în care ați ajuns la 100 de milioane. Da. De ce v-ați retras? Au fost niște întrebări la poligraf referitoare la aceste comunicări. La care vorbim și cu soția, spunându-i, domnule, am spus acolo că am vorbit cu Domnul Iisus, că... Deci am făcut niște afirmații referitoare la ce am pățit eu în cei 4 ani. Acum, schimbându-mi total părerea, nu știu cum ar reacționa corpul meu la acele răspunsuri. Da. Și zic, o să vină o întrebare din aceea, care eu o să spun ce părere am eu, dar nu știu corpul meu dacă a reacționat la fel. E adevărat. Și zic, dacă tot a fost, că emisiunea a fost filmată chiar de ziua mea, să-mi fac și un cadou. Și m-a oprit la suma aceea care era destul de suficientă pentru ce... Ce aveți de gând să faceți cu banii? Deci aș dori să schimb mașina, am o Dacia și aș dori să iau o altă mașină, pentru că am înțeles că Daciile din 2011 nu prea mai au loc în orașe, pentru că poluează. Și să vedem, mai fac un împrumut și să-mi iau o mașină. Foarte multe lucruri am mai fi avut de vorbit despre lucrurile pe care le-ați pomenit. Nu știu cât de greu sau cât de ușor sau cum v-o fi fost să treceți dintr-o extremă în normalitate, depinde ce e anormalitate. Eu v-aș fi încurajat. Eu dacă ați fi fost tatăl meu sau soțul meu sau vărul meu, v-aș fi zis, du-te și încearcă, vezi și tu. Dar soția noastră nu era deloc încântată. Aveam probleme. Am văzut pe fața. Deci eram tot timpul într-o tensiune. Deci am că ne rupem, deci ea rămânea pe pământ, eu eram undeva cu capul în lor. Așa mi se spune. Și era o ruptură din ce în ce mai mare și nu era bine. Acum e bine, asta acum e cel mai important. Mai bine. Mulțumim foarte mult, domnul Sorin Sandulescu, care a câștigat aseară 10.000 de ron la momentul adevărului. Pentru că a știut exact ce, cum, vedeți, una dintre tainele acestei emisiuni, să știi despre tine cam cât poți să duci. Și din momentul ăla lucrurile se limpezesc. Împreună o să vorbim aici, pro și contra, despre contractul prenupțial. Alături de Dana Sota, femeie de afaceri, avocat Cătălin Dancu și Sebastian Ghiță, care are niște bănuți, este încă tânăr, încă foarte tânăr și suntem interesați de opinia sa. Sigur, în momentul ăsta nu se pune problema pentru că e deja însurat. Oricum, pe mă deranja bluza. Oricum sunt contra. Oricum sunt contra. Nu te grăbi ca fata mare la măritat. Întâi să vedem dacă există legislație, domnul avocat. Există legislație. În alte părți, nu la noi. Deci, tăticii lumii în materie sunt americanii. Sigur că da. De-aia sunt number one, extrem de pragmatici. Ei au instituționalizat contractul prenupțial, este practic lege. Acolo nimeni nu trăiește fără un astfel de sistem. Dar să puțin, dacă nu vreau să-l fac, nu mă obligă. Dacă nu vrei să-l faci, nicio problemă, e riscul tău. Însă, sigur, într-o dinamică de viață ca la americani, care ei se uită la fiecare leu, cei care au fost pe acolo știu că abia când scoșea un dolar să-ți dea bacșiș, se bucură toți, da, nu-s ca noi. Da. Problema banului este, de fapt, religia lor, da? Știți ce scrie pe bancnota? In God we trust. Exactly. Deci de aici pleacă toată viziunea și filozofia lor de viață, pentru că problema acestui contract pleacă însăși de la mentalitatea, stilul de viață și așa mai departe. După americani, în Europa, cine putea, bineînțeles, să fie apri susținător, poporul francez, foarte amorez, foarte jovial, francezul acceptă legal și concubinajul, da, e joli. Țineți minte când v-am zis în redacție, iertați-mă că dau din pic în cadrul, l-am zis în redacție, am avut prieteni care aveau un act de concubinaj. Și aveai toate drepturile și nicio obligație. Și la concubinaj și se face contract? Da! Aha. Deci proastă deci... să fii să te măriți. Eu n-am înțeles de ce mai există căsătoria la francez. Cum e cu concubinajul la francez? Deci concubinajul reglementează raporturile
între sexe de același fel sau sexe diferite, deci să nu cumva să crede că... Da, da, păi na, am spus, francezii dau lecții de... Exact, așa. Și statuează posibilitatea de a locui, de a trăi, de a avea copii, de a-i recunoaște în cadrul concubinajului, fără a implica o serie de alte drepturi care, bineînțeles, se lovesc de problema proprietății. Francezii sunt foarte liberali, ei au considerat în felul acesta că realizează o dublă reușită, atât a relațiilor de genul nu te mai plac, nu te mai doresc în concubinaj, în același moment te-ai dus la primărie, ai făcut o simplă cerere și acitelor... Înțeleg ce vreau. Că mă gândeam care e diferența între căsătorie și concubinaj. Asta, că nu ne mai ducem la avocat. Dacă ești căsătorit, îți trebuie un très bon avocat. Da. Îți trebuie... Ceva bănuț. Ia pe el, purgheam. Și un judecător care să-l găsești dispus să înțeleagă ceea ce va însemna ulterior problema asta, mai ales când sunt copii. După francezi, cine putea să vină să susțină în Europa proiectul? Italienii. Latinii vin în linie și respectă și problema acordului prenupțial. Lângă elita latină, foarte surprinzător, Germania, Austria, Marea Britanie, frate, dar Olanda, care Irlanda, legalizează tot ce e ilegal. Grecia, sunt țările și Finlanda, sunt țările care au prin lege contractul prenupțial. Alături de ei, Israelul și Canada. Ca să închidem cercul țărilor extrem de deschise unui astfel de procedeu. Noi ne lovim și de-am dat Grecia ca exemplu, pentru că cei care sunt conservatori să se uite puțin și vis-a-vis. Noi ne lovim, pe de-o parte, de mentalitățile unei societăți deloc laice, deci foarte puternic tradiționaliste. Să ne amintim românilor că până în 1954, sub regalitate, aveam acest tip de contract. Eu astăzi am aflat chestia asta. Deci am căutat pe net, scuze, și cu surprindere am aflat că acest act a existat și în România timp de 100 de ani, da? Da. Până în 54, când a fost... Păi și ce s-a întâmplat de am renunțat la el? Că era bine. S-a luat modelul sovietic. Sigur. Păi atunci noi am renunțat și la rege, ce te mai Da. Deci am renunțat la tot ce însemna valoare. Da. Uh-huh. S-a plecat pe principiu că toți suntem egali, că într-o familie nu contează cât aduce bărbatul, cât aduce femeia, totul trebuie pus la oală și scos din bol. Iar astăzi, din păcate, avem mari procese de partaj în care se preferă întâi să se divorțeze, e mult mai practic, și după aceea un autocar de avocați, cum spunea domnul Trump, să fie pus în mișcare, funcție de mărimea averii, bineînțeles, pentru a trage de partea unuia sau altuia problema averii. L-ați amintit pe Trump, vreau să vă spun că la New York m-am întâlnit cu avocatul uneia din fostele doamne Trump, care a primit 50 de milioane de dolari și un apartament într-unul din building-urile sale, și care el se ocupa de un singur lucru, pentru că era foarte important, trecută clauză în procedura de partaj. Omul, împreună cu o echipă de avocați, înainte ca doamna Trump să facă cumpărături, ajungeau în magazin, verificau fiecare produs pe care vrea să-l cumpere din punctul de vedere al calității, nu cumva să o jeneze ciorapul, sutienul sau parfumul X să fie altceva decât ce vrea doamna Trump. Primea 800 de dolari pe oră pentru acest tip de servicii, și după care venea doamna și se ocupa de achiziții, știind că avocații au măturat totul. Și închideau și magazinul când venea asta. Presupun că la cât cumpăra doamna Trump, cam așa se întâmpla. Acum îl înțeleg pe săracul om, de ce după câteva experiențe de genul ăsta spune, faceți contract prenupțial. Dar de ce spune el asta? Că el zice, frate, eu am iubit-o pe Ivana, prima mea soție, ca pe ochii din cap. Dacă mi-ar fi spus cineva înainte de a mă căsători cu Ivana că nu o să trăiesc 250 de ani cu ea, l-aș fi scuipat. Nu problema dragostei aici. Că foarte el asta spunea. Da, făcui trei copii cu fata, mă divorțai și după aia mă rugam la Dumnezeu să reziste contractul, pentru că el a făcut așa, cam în dorul Lelii, aș putea spune. Pe primul, da. Pe primul a făcut mai ușor. Dacă timpul ne va permite, o să discutăm de câteva cazuri celebre și din Hollywood și din lumea bună, care n-au încheiat astfel de contracte și au ajuns la scandaluri celebre care țin paginile multor ziare de scandal, însă... Paul McCartney, de exemplu. Paul McCartney, eu susțin ca avocat
o astfel de procedură, o cunosc și o văd din experiență, pentru că dacă ar fi vorba numai de bani, poate cred că aș fi mai conservator. Dar pe fondul averii apar tragediile copiilor. Da. Și apar adevărate procese de șantaj sentimental între ei, în care miza este copilul sau copiii care automat atrag o cotă mare de bani atunci când apare divorțul. Și atunci, ca să evităm o astfel de tragedie sentimentală, eu cred că legiuitorul ar trebui să introducă și în România contractul prenupțial. Atenție, astăzi, cine îl încheie degeaba, e nul. Sunt doar două soluții deocamdată la noi, și anume acordul în fața notarului, unde fiecare înducem la notar și ne punem lista de bunuri clare, cu valoarea, cu indicativele fiecărui bun, ca să se știe. De acord, dar iar mă întreb. Ziceți dată și a doua și după aia vă pun întrebarea. Contractul matrimonial, un acord în care se spune simplu. În caz că ne despărțim, am avut, cu ce ai avut, nu avem nicio pretenție unul față de altul, bonjour, au revoir. Problem. Eu m-am mărit cu dumneavoastră. Ducem la notar. Da. Domnul avocat a venit cu o casă, doamna trandafir a venit cu o masă. Noi împreună, înțelegându-ne minunat, ne apucă și ne facem 6 palate, 40 de merțane, 100 de piscine, nu știu ce, ne extinde și străinătate. Și la un moment dat unul dintre noi zice pas. Aici intervine problema, pentru că eu, de exemplu, poate toată viața am stat acasă și mi-am făcut unghiile. Dumneavoastră ați muncit foarte mult. Da. Și nu vi se pare corect să împărțiți 50-50% cu mine? Corect. E o problemă. Comuniunea de bunuri este reglementată în legea română. Și ea spune foarte clar, din fericire, ce se întâmplă cu aceste bunuri dobândite din căsătoriei. O variantă este că fiecare face concredovada contribuției sale și la masa bunurilor. Și cu mama care s-a chinuit de a crescut 4 copii. Și aici există o reglementare. Deci aici avem... Ea n-a muncit, ea n-a adus bani în casă, dar a făcut o treabă mult mai importantă chiar decât el. Legea aici reglementează toate aceste situații, deci din fericire nu trebuie să explicate sau știu prea mult dezbătut, pentru că există un astfel de status quo al lucrurilor. Da. Problema devine gravă că acest contract prenupțial, care este o necesitate, dinamica economică, viața se schimbă, unii îl văd ca o trădare sentimentală față de parteneri sau parteneri, să facă așa ceva, păi ce o să creadă? Asta mi se pare și mie. Iar pe de altă parte, alții vin și spun, religios este necuvincios, este nepotrivit, încalcă niște dogme de valoare creștină, comuniunea se fundamentează pe alte cu totul valori decât cele materiale și nu pot să fie primordiale față de sentimentul de dragoste. În afară de noi doi care suntem, hai să zicem, neutri în discuția asta, da. Hai să zicem, pentru că eu nu sunt neutră deloc, avem un susținător și un contra susținător, dacă mă pot exprima așa, și vom vorbi la un moment dat, după pauză, nu mai știu cât e până la pauză, că am stă 2 minute mai sunt până la pauză. Există problema asta pe care am văzut-o în România, lipsa de informație probabil duce la chestia asta. Eu nu pot să-i spun ei că înainte de căsătorie trebuie să semneze prenupțială, că dacă se supără și pleacă. Dacă ești diplomat, ar trebui să știi să-i spui. N-ai tu încredere în mine? Mă, nu. După mine... Te iubesc, dar până la bani, că la banul înțelegi e... Înțelegi ce zic? Te iubesc, dar până la bani e cam neplăcut. E neplăcut, dar trebuie să fii diplomat să-i o spui. Și să-i explici că oricare dintre noi poate să-i arazne la un moment dat. Eu cred că o să fie puțin dificil la început, până sper să se... Eu sunt susținătorul. Sper să intre și la noi în vigoare un asemenea act. Și... va fi mai greu la început, până se obișnuiește lumea, cum se spune. Și va fi greu pentru fetele frumoase și blonde, care poartă parfumuri scumpe și multe, și care au un sponsor drăguț, pe care la un moment dat îl vrăjesc și le au de lângă soția lui. Și dacă el, cu buștuc, ursulețul, burțucelul, se hotărăște ca înainte de nuntă să semneze un act, pentru ea s-a terminat, că e Anna Nicole Smith. Prima să explicator despre toate aceste lucruri și chiar despre Anna Nicole Smith, de ce nu, după pauză.
așteptăm să vă dați jos. Și aia mică, ia. Măi, ea nu se dă peste cap. Da, nu se dă peste cap, de ce? Ea coboară, pur și simplu, de-aia... Nu, eu cred că dacă o scapă, nu-i problemă. Ți-e frică? S-a prins frică de ieri. Nici eu nu m-aș da peste cap fără contract prenupțial. E adevărat. Ne întoarcem un picuț la unul dintre mentorii vieții mele, care zice, m-am învățat multe lucruri, bine, a mai fost unul, mai tare decât ăsta, dar acum ăla nu-l mai am și atunci îl citesc pe ăsta, care zice așa, repet, încheie un contract prenupțial. Deci aceasta este o carte despre cum se trăiește viața. Cum trebuie să trăiești, cum trebuie să gândești, cum trebuie să nu faci. Te învață să fii ranchiunos, adică să nu greșești de 10 ori într-un loc. Exact ce m-a învățat pe mine celălalt mentor al meu, care spunea, băi, nu-i problemă să greșești. Greșește și te felicit. Nu greși de 2 ori în același loc, că te bat. Corect. Așa. Unul dintre sfaturile pe care ni le dă domnul Trump, care este un om care a câștigat mult și a și pierdut extraordinar de mult, la un moment dat din imobiliare a ajuns la faliment, dar e din nou Donald Trump, zice așa, încheie un contract prenupțial. Unul dintre prietenii mei este căsătorit cu o femeie care nu e mai înaltă de 1,57 m, dar el încremenește de frică gândindu-se ce o să-i facă la tribunal. Pur și simplu pentru că nu a semnat un contract prenupțial. Înainte de a o întâlni, mai trecuse prin 4 căsătorii nefericite și totuși mi-a spus, Donald, sunt atât de îndrăgostit de ea încât n-am nevoie de contract. N-am avut curajul să-i spun ceea ce gândeam. Ești un fraier. După un an, căsătoria ajunsese la sfârșit și ducea o viață de iad. Când l-am revăzut, ai fi zis că era un cățeluș terorizat. Nu e deloc rău să ai bun simț. Nu ezita să-ți simplifici viața. Trump are și emisiunea la televizor, o duce foarte bine, are niște mașinuțe, ați văzut? Asta, și... viața, scrie Trump o carte cum trăiește viața în New York, în Rahova sau... Nu, să știi că el zice și de Rahova, dar trebuie să metaforizezi un pic, înțelegi? Chiar cred că e o problemă și o diferență foarte mare. Când vorbim de un contract prenupțial într-o familie obișnuită, cum sunt marea majoritate a familiilor din România. Aici ai dreptate. Și acolo problema e puțin dificilă. Acolo chiar se întâmplă ceea ce spuneai tu. Zizău, tu ai văzut câte Lamborghini-uri sunt în București? La o familie obișnuită din România? Nu, sau din București? Pe strada obișnuită din România. Da. Niște mașini de milioane de euro. România e țara în care orice e posibil. Mulțumesc. Asta e problema. Și America la fel. Deci în România orice se poate face. Oricâte Lamborghini pe stradă, totuși mare parte din oameni. Da. Nu este obligatoriu să faci acest contract. Important este să existe cadrul legal. Da, să poți să-l faci dacă vrei. Aici cred că ar fi bine să facem o petiție la Parlament și să facă băieții aia o inițiativă legislativă. Eu totuși rămân pe partea mea de baricadă și spun că să-ți construiești o viață plecând de la aceste chestiuni materiale e puțin deplasat. Și că spune în România asta, nu se potrivește? Ba, se potrivește și am să spun de ce. Spune-le aceste vorbe frumoase și pline de parfum. Uh-huh. Familiilor care au pornit de jos, au devenit celebre, au făcut împreună miliarde și le-au împărțit. La un moment dat, lui s-a arătat că nu mai e bine așa. Și s-a supărat cineva că unul a luat 2 miliarde și altul 2 și nu le ajunge. S-au luptat foarte mult pe banii aia. Da, și dintr-o familie discretă și o familie care n-a vrut să atragă atenția. Cred că i-au schimbat banii foarte mult pe oamenii. Nu cred, cred că media i-a distrus. Asta e o problemă a lor. S-au lăsat consumați de această hienă răpitoare care e media. Să te ferească. S-au dat prea mult la televizor și s-au încurcat. Problema, zic eu, că este a copiilor acestor oameni, care deja au ajuns la o vârstă, vârsta, de exemplu, cum este Andrei, fiul meu, are 22 de ani, în august va face 22 de ani, deci de acum încolo, mă pot aștepta oricând să vrea să se căsătorească, nu? Bun. Deci voi fi pusă la un moment dat în situația în care mă voi gândi cine este fata asta, ce vrea de la noi, îl iubește pe fiul sau nu, îl iubește într-adevăr sau îi place casa în care locuiește sau mașina cu care se plimbă sau așa. Deci nu am cum să nu mă gândesc, oricât de romantic aș fi și sunt o fire romantică, eu iar vreau să vă spun că e o problemă
foarte mare asta care o avem noi și o dezbatem acum. Adică ce facem după ce părinții muncesc o viață și strâng avere, da, și le lasă copiilor, da. Și vai ce tragic, acei copii au o grămadă de bani și nu o să trebuie să muncească toată viața și noi ne gândim ce facem când le-o fura una bani. Da. Păi, cred că o să ducă la muncă, așa cum au făcut părinților. E relativ simplu, nu e așa de tragic. Dar de ce? O viață, exact. Dar de ce? Pentru ce? Păi, pentru că totuși o viață nu se construiește stând în șezlong pe spate. Dar poate nu stă în șezlong, dar poate e bine să aibă moștenire, să beneficieze de moștenirea pe care o lași. Că și tu ai niște sigur, bani. Sigur beneficiază de moștenire. Problema că ea... De ce se împartă? De ce se împartă cu... Una care asta a urmărit de la început. Exact. Și care a stat pe șezlong toată viața ei. Și care va sta pe șezlong toată viața ei. Cred că dacă... Eu cred că sunteți invidioase pe fata aia după șezlong. Bineînțeles! Și eu cred că aveți ceva cu fata. În cazul meu e vorba despre un nemernic de 2 metri care va sta să se uite la meci. În loc să se ducă la muncă, să-i cumpere parfum lui fimea. Sigur, fimea are 4 ani, iar eu sunt isterică. Rămân la părerea că de discutat nu e inițiativa legislativă sau faptul că există sau nu în România, ci de discutat este dacă îți vine să închei un astfel de act și să-i spui alesei. Degeaba îți vine dacă nu e cadru, brei. Asta încerc să spun. Hai să inițiem noi, dacă că mie în ziua chiar discutam cu domnul avocat, adică și ascund băieții ăștia averile de fisc până insule, până Cipru, până Bahamas, Pătămir, unde e, și nu poate să-și ascundă averile de nevastă? Păi nu că nu poate, nu vrea, că e fraier. Se îndrăgostește de ea. Păi și fata aia ce vină are. Se îndrăgostește de ea și dacă... dă numărul de cont. Păi și fata aia ce vină are dacă... Da! Ea n-are nicio vină că e deșteaptă. Da, aici sunt... Chiar sunt cazuri și cazuri. Adică dacă ăla e fraier și fata e deșteaptă, pe fata chiar merită. Da, deci nu e o chestiune pe care o prezentați așa. Atât de prost, nu te supăra, dar... Înțelegi? Și prostia are un preț. De exact. Știți cum e? Dacă adormi cu gura deschisă, normal că îți fură măseaua din capul fălcic. Asta e situația. Acum, problema mea asta e. Nu vreau să închei contract prenupțial. Nu-i treaba mea, mi-a trecut vremea. 40 de ani nu mă mai ia nimeni. Da, fimea. Înțelegi ce zic? De ce să n-aibă cadru? Poate fimea e mai pragmatică decât mine, îl vede pe ăsta, află între timp că vorba Elenei Gârstea, toți bărbații e niște porci, și zice, măi, mamă, eu vreau să închei contract pentru ziua, pentru că tu, mamia mea, ai muncit toată viața ca să-mi dai mie o pereche de pantofi. Fii atentă la mine. Bărbații e porci și femeile nu e oameni. Așa am învățat. Acum, ca să râdem... Asta m-a învățat și pe mine bunica mea, zice, auzi, făi fată, că așa zicea bunica mea, nu zicea, măi, dragă. Zice, știi cum zicem noi la Olteni? Uite, trece doi pe stradă, un om și o femeie. Așa e. Așa e. Oricum, consider că exagerăm și ducem problema în zona asta a femeilor. Mie îmi plac bărbații, dacă asta e problema, nu? E evident că lucrurile se pot întâmpla și pe o parte și pe alta. Nu stau chestiunile chiar așa... Absolut. Doar cu blonde și... Sunt nuanțe și nuanțe. Sunt nuanțe așa. Revenim însă la cazul Anna Nicole Smith. Să mă ierte Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Nu știți ce s-a întâmplat. Anna Nicole Smith era frumoasă și pusese la... De la cercei mulți. Pe cuvântul meu zicei că s-a dus la Gostat și-au luat câte 5 kg de cartofi în fiecare. Și frumoasă așa, și-a făcut dalea, și-a făcut dalea, s-a făcut blondă și-a luat un domn mai copt, cam de la 80 de ani. 87 era de ani. Era copt de să scutura deja. Sigur, era încăruț cu rotile. Sigur, da. Era... Dar ea îl iubea. Rău. Dar eu vreau să te întreb... Da, respectivul de o inteligență rară și cu avere uriașă. Ce o fi trecut lui pe minte, mă rog? Eu cred că a văzut alea două chestii și a zis perne! Herbeguri! Cred că omul îndrăgostit fiind, chiar a vrut să-i lase fetei banii respectivi. Cred că era supărat pe fisul. Da. Până la urmă, ei au făcut prin app? Au făcut acord prenupțial? Nu. Păi de asta și fost procesul cu băiatul moștenitor, care, sincer, îi dau dreptate.
avea și el săracul cu dreptul la o parte din averea enormă a tatălui său. Ceea ce de ce muncise mult pentru ea sau ce? Nu, ce califica așa de mult la avere? Era calificat copilul la moștenire? Da. Și pe ea nu. Sărurile. Fac un copil? Domnul are copil, tocmai ne-a spus că are un copil. Stai, are un copil, domnul. Așteaptă încă vreo 4-5 ani și o să vezi cum rupe om. Nu e atent la emisiune, da. La o lună și fisa nu vrea rochiță cu paiete. Lasă că o să vrea. Eu am fost serios și ca să n-am problema asta, voastră am făcut băiat. Atunci o să vrea Lamborghini. O să vrea și, da. Rochița cu paiete era ok, scăpa ieftin. Primul lucru, deci la 4 ani jumate, o să înceapă, dacă nu-mi iei ATV, nu mai mănânc. Dar știi cum e treaba? Deci știi cum e treaba? Dacă nu iei Lamborghini, nici nu găsește pe una să ia lui fraier banii, așa că... E chiar interesant psihologia asta. Deci tu n-ai de gând să-i dai nimic? Păi nu știu, cred că trebuie să primească fiecare copil ce are nevoie, așa. O educație bună, o școală bună, niște bani, sigur că trebuie să creștem, să progresăm cu toții. Nu îmi propun să-mi rup eu spinarea muncind ca să aibă nu știu câți bani fimiu. Deci jur că nu e asta scopul meu în viață. Cred că și nici nu o să fie. Trust me! Cred că l-a văzut pe Bill Gates, care a anunțat oficial că în ce privește averea copiilor săi va fi extrem de mică, da, în raport cu ce are. 10%. Restul cam... trei copii știu care, nu? Cred că mai puțin. Restul mai puțin. Va face donații de caritate. E un exemplu caritate. Chiar foarte bun, întâmplător, vine din lumea mea, din informatică și din IT. Omul ăla, într-adevăr... Câți bani are? Hai să luăm logic. Are cei mai mulți bani din lume, are 60 de miliarde. De dacă are 60 donații. De miliarde, 10% înseamnă... 6, dar nu cred 6 că... 6 miliarde. Dar nu cred că a dat 6 miliarde. La 3 înseamnă 2 miliarde fiecare. Este foarte rău de loc! Aferin! S-am fi dat mie tata 1 milion, îl pupam mult. Și fii atentă, cred că și așa l-ai pupat și îl pupi. Adică nu e un standard, nu e o chestiune... Dar înțelegi ce vreau să zic? Îmi dă puțin tata, 2 miliarde de parai. Dar voi înțelegeți... Bă, ce zgârci, mă, 2 miliarde! Dar știi că la noi pe străzile alea cu Lamborghini sunt multe blocuri. Voi înțelegeți cât de puțini oameni au real problema asta? Tu știi că mulți dintre aia cu Lamborghini își rup pâinea de la gură ca să-și ia mașină și stau în continuare printre blocurile gri? Cred că e altă emisiune. Da, absolut. Cred că asta e altă emisiune. Nu, dar cred că nu știe ce se întâmplă în instanțe în care oamenii ăia amărâți de care spune, da, și care sunt mulți în România, sunt gata să se omoare pentru o bucată de pământ, da, sunt gata să-și distrugă copiii, frații, pentru un cal sau o vacă, din motive legate fie de lipsa unui astfel de contract când s-a luat Ionasca cu Popeasca, cu Popescu, cu nu știu care. Și vezi, eu am adus 2 vaci, tu n-ai adus nimic. Așa. Și acum tu capiți o vacă. Și acum vrei o vacă de la noi. Și la nivelul mai jos, aceste tragedii se întâmplă pentru că simțul proprietății la români este foarte așa. Dar motivul nu este lipsa unui contract, motivul ține de educație. Iar eu mă întorc și spun din nou, eu, cu bani sau fără bani, n-aș putea să semnez un astfel de contract. Și acolo unde nu e educație, acolo unde nu e educația, vin eu cu legea și te protejez pe tine, da, la needucat. Pentru așa că rolul meu ca legiuitor este să te protejez și dacă ești educat și dacă nu ești educat. Presupunând că România ar avea un contract, mare parte din oamenii din România n-ar semna acest eu tip de contract. 20 foarte bine. Semna. Eu aș semna și acum, mai repede. N-am nicio treabă. Eu semnez, nu vreau nimic de la el. Nu vreau nimic. Plec cu ce am intrat. Adică eu aș face asta și n-aș pune la îndoială. Ca să-l liniștesc, ca să-l liniștesc că nu vreau să mă mărit cu el, exact, pentru banii lui. Nu trebuie banii lui. Eu, săracă, dacă ar veni bogătașul, ar veni acum Trump. Și după aia ar zice, bă, ce psihologie inversă are domnișoara, uite cum vrea să mă păcălească. Frate, cât timp ai actul în mână, poți să am și psihologie paralelă. Da. Ai actul în mână. Da. Plec cu vaca, ce am avut? O pisică, o vacă bolnavă de tuberculoză. Și un câine șchiop. Și un câine șchiop. E, dacă e la o adică, cu alea plec. Cu alea plec, așa e. Înțelegi ce zic? Așa e cinstit. Ea așa mai degrabă. Săracul ar trebui să ceară. Și riscă să încurce săraca fată tare rău și de să ce? Zică omul, eu te băi exact la ce să gândește când eu o cer de nevastă. Ca să fii sigur că îmi vreau să mă mărit cu tine pentru tine. Fii atent, discursul. Dragul meu. Hai să exersăm. Hai. Știu că... Nu. Sunt convinsă că măcar o dată te-ai gândit
că s-ar putea ca dragostea mea să nu fie ceea ce pare. Dacă tu vrei. Am aici un contract prenupțial. Nu trebuie să zici așa ceva. Nu, dacă tu vrei. Stai un pic să te vezi. Ca să fii liniștit. Ca să fii tu liniștit. Să-ți fie limpede de ce vreau eu să mă mărit cu tine. Să acum. Da. Dacă nu, nu te mira. Bun. Ce contract prenupțial mișto am găsit. Frumusețea se învață, ne zice Dana Sota. Frumos. Frumos ne zice. Și zice lume deșteaptă și zice frumos. Frumusețea se învață dacă ai ce învăța, înțelegi ce vreau să zic. Mai sunt și oameni cărora frumusețea le strigă. Sunt totuși câteva tipsuri acolo. Da? Da. Mm-hmm. Pentru toată lumea. Chiar te-am văzut la televizor făcând creme din tot felul de lucruri. Da, în emisiune. Cu tot felul da, de acolo. Da, sunt și rețetele alea din... Da, cu tot felul de șmecherezuri. Bravo. Da. Dar ceea ce mi s-a părut mie ciudat este că ai greșit vârsta fiului tău. N-are cum să aibă 22 de ani, din momentul ce 22 ai tu. Da, mulțumesc. Cât mă poți nu mai am. Mai am, foarte, da. Nu? Sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg. Azi hai să vedem ce ne scriu telespectatorii, care sigur nu o să înțeleagă. Mai explicăm o dată dacă e nevoie. Doamnelor, moștenirea odraselor dumneavoastră este la adăpostul codului civil român, care prevede că moștenirea nu e bun comun din căsătorie. Ha-ha! E adevărat? Da, dar chestiunea nu este de ceea ce avem acum. Noi vrem să facem o legalitate a contractului pentru ce ne așteaptă în viitor. Dovadă că ceea ce avem acum generează sute de procese, ceea ce arată că nu e perfect. Și noi trebuie să perfectăm sistemul. Nu e perfect sistemul. Și pentru că, încă o dată, copiii noștri sunt copii, nu odrasle. Odrasle ai al tău. Urăsc cuvântul odraslă. Nu suport, mi se pare peorativ. Are o ușoară conotație negativă, odraslă. Da, e nașpa. Odraslă. Copilul e copil, nu e odraslă. Așa. Soacrele de băieți sunt zgârcite de obicei. Să știm și puțin rele. Nici o fată nu e prea bună pentru băiatul ei. Da, e adevărat. Soacrele de băieți, bun. Nu mamele de băieți. Soacrele mamele de băieți. Zice, nu, soacrele, soacrele de băieți, adică... Nu, că mă simțeam imediat să spun ceva. Uite ce frumos întreabă cineva. Pe gând o lege care validează testamentul, care să nu poată fi atacat? Păi nu se poate așa ceva, pentru că testamentul reprezintă clar ultimul meu act de voință, atâta vreme cât mai sunt pe lumea asta. Și eu decid, ca ultim act de voință prin acest testament, ce să se întâmple cu moștenirea și cu averea mea, pe care o las, normal, copiilor, cățeilor, sau pisicilor eu. Sau cui vreau eu. Dar totuși, cum să lași atâția bani unor pisici? Iubesc pisicile. Am văzut și pisicile aristocrate. Și doamna, asta vrea că Edgar, până la urmă, a avut dreptate. Edgar, când a pus urechea la țavă și au zis că baba vrea să lase bilioane de parai la pisici. A zis, băi frate, există o dreptate până lumea. A luat pisicile, le-a dat două cutare, le-a pus într-un coș cu ele. Sigur, Dumnezeu a fost de partea pisicilor, pentru că totuși e un film pentru copii. Ce mai zice? Domnule avocat, aveți o concepție totală eronată despre căsătorie. Să dea Dumnezeu să aveți dreptate, doamnă. Mare dreptate. Ați avut noroc. Am văzut-o cu ochii mei, o căsnicie de 30 de ani care s-a dus chipeșe. Ce mai vrea să mai zicem? Ne jură cineva? Cum? Dumneavoastră vorbiți de contract prenupțial, iar ai noștri legiuitori de partaj după 5 ani de concubinaj. Cum așa? Nu, nici eu nu înțeleg. Dumneavoastră vorbiți de contract prenunțial, iar nu știu legiuitor de partaj după 5 ani de concubinaj. Nu. Mai trimiteți o dată mesajul. Cred că n-a intrat tot. Cred că n-am înțeles eu exact. Eu-s de vină. Mai ales că la noi concubinajul e ceva care nici nu se poate discuta ca principiu. E ca... urât. Da. Nu e în regulă. Chiar deloc. Până la urmă, s-a luat până acum de către legiuitori în discuție această poveste? Nu. Nici măcar nu s-a luat în discuție. Nu, contractul prenupțial nu. Nu s-a luat în discuție. Dar care sunt pașii? Cum ar trebui, să se întâmple? Pornească de la o propunere făcută de parlamentar, face inițiativa legislativă, o argumentează, aduce o notă de fundamentare, o duce în Comisia Juridică a Camerei sau a Senatului, de unde este el, și ea urmează cursul firesc. Și acum campania ar fi parfum de tei.
parfum. Dar nu putem acum să începem noi cu bauleși, cu pisicuțe, cu cățeluși. Ai văzut cu toate alea. Am și semnat pentru aia. Da, eu n-am semnat că nu m-a întrebat nimeni. Da, așa ca chestie. Mi se pare că povestea asta cu contractul prenupțial e puțin mai arzătoare. Știi ce se va întâmpla? Ce nu vede lumea? Lumea nu vede decât cum se întâmplă la noi la români până, hai să zicem așa, ca la mine, la greci, în vârful nasului. Nu se preocupă de ce se întâmplă mâine, însă le spun eu ce se întâmplă mâine. În perioada următorilor ani, când la noi la români se va trăi din ce în ce mai bine, imigrația va fi din zona europeană la noi. Se schimbă macazul. Și atunci când vor veni foarte mulți, cu mentalitățile, cu stilul lor de viață, vor spune stop, că la noi acolo era altfel. Și se vor face presiuni, ne va lua pe sus valul și va trebui să facem această schimbare de macaz sub influența, cum am făcut cam întotdeauna, sub imperiul altora. Înainte de pauză, aș vrea să-i spun prietenului meu, Sebastian Ghiță, următoarea chestiune. Tu acum ești exact ca baba mea din piață, care îmi spune... Eu îi spun babei mele din piață, zic, vai, de mine, tanti, ce s-a scumpit benzina, nu mă interesează, mai că eu n-am mașină. Așa și tu. Peste 20 de ani, când o să ai tu băiatul mare, o să ai ochii cât platourile, pauză publicitară. În doar câteva clipe vom putea sta de vorbă cu reprezentanții Bulgariei la Eurovision. Suntem foarte onorați de prezența lor aici. Vă mulțumim foarte mult! În doar câteva secunde, pentru că va trebui să ascultați piesa pe care ei au pregătit-o, piesa care va concura, desigur, cu piesa României la Eurovision, dar, până la urmă, de ce nu, putem avea destul loc în inimile noastre pentru toată lumea. Pam, pam! Ne întoarcem pentru un moment la contractul prenupțial, o temă care a creat mari pasiuni, prin care unul dintre telespectatori a înțeles că mai bine rămâneam la ProTV. Mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Și nu o să-mi pot să-mi permit vreodată să spun despre cineva că e prost, dar dacă mi-aș permite, aș spune. Dar eu nu-mi permit. Și ai mai dat și bani. Bun. Mai vrei mesaje? Da, mulțumesc. Dacă mai e cineva care îmi spune, mă întreabă de ce n-a rămas la ProTV, trebuie neapărat să-mi scot un ochi. Neapărat. Nu, și zic din cauza că nu mai vedeam bine, m-au dat afară. Există partaje de bunuri comune în urma concubinajului, vă spun eu. Știu. Dacă concubinajul nu e reglementat, cred că vorbim de alte locuri, alte țări, poate mulți s-au căsătorit în străinătate și atunci sunt cei care își recunosc căsătoriile în străinătate pe regimul de bunuri de acolo, pentru că noi în țară nu. Am înțeles. Râdem și nu mai glumim, dacă nu mai râdem și nu mai glumim, am fi cu toții doboriți de necazuri. Da, e adevărat. Nu am văzut nicio tânără tunată să se îndrăgostească de un bătrân sărac și bolnav. Corect? Corect! Mulțumesc frumos! Exactly my point! Adică tânăra tunată o să se îndrăgostească de un bătrân bogat și foarte bolnav, dacă se... Dar se poartă, îmi pare, se poartă... Acum la modă este invers. Doamne în vârstă, trecute de 60 de ani, bogate cu castel, da, bijuș și roz la scară, căsătorite cu tineri stripări, top modele de 25-28 de ani, care și ei le iubește tare rău. Dragul meu, îmi pare rău că trebuie să demitizez acest moment, dar situația asta a fost dintotdeauna și ca să-ți demonstrez că e adevărat, doamnele în vârstă de pe vremuri, acum 100 de ani, își luau asemenea, ca să zic așa, trufandale în jur, pe care le numeau delfini. Mon dauphin. Le dauphin. Un telespectator zice și să promovăm și tinerii. Sebastian Ghiță tocmai a trecut de 80 de ani și atunci am gândit să-l mai aducem o dată ca să-l mai prindem cu memoria întreagă. Da, vrei, fii atentă să-ți povestesc o chestie absolut reală care o să te distreze. Am apucat să văd un partaj din ăsta nu oficial, adică nu cu acte, în sensul că în grupul meu de prieteni am și pe unul care s-a îndrăgostit de o domnișoară venind pe la București, pe la facultate, s-au mutat împreună, nu știu al cui era apartamentul, cred că al ei, dar băiatul gospodar a început să muncească pe acolo, mai pun o draperie, o galerie și a cumpărat o chiuvetă ca să vezi că e cu partajul de bunuri la români. Și după ce s-au certat, l-a dat domnișoara afară, n-a putut să scoată chiuveta din perete și a plecat doar cu piciorul de chiuvetă. Jur că e adevărat. Avem niște cunoștințe? De-ai mei care se uită la televizor știu despre cine e vorba. Da, imaginez.
La rândul nostru și noi avem niște cunoștințe care au făcut partaj pentru 67 de borcane de iaurt. Pentru care s-au judecat în disperare, nu știu câți bani au cheltuit pentru asta, dar cele 67 de borcane de iaurt au fost în mod judicios. Și asta e clondirul cu mastică prima. Dacă... Da, clondirul, da, exact, clondirul de mastică, exact. Deci concluzia noastră este care? Bine ar fi să fie, măcar să avem cadru. Da, mie mi se pare că tot ce este simplu, clar, se poate... E mult mai ușor să... În momentul în care ajungi la problema cu pricina, e mult mai ușor dacă există cadru și totul este simplu, totul e... Să văd dacă găsesc chestia asta. Poate facem, poate nu facem contract, dar atâta vreme cât există posibilitatea ca el să fie legal, hai să fie, să-l facem. Cât de greu poate să fie? Și valorile fundamentale ale familiei și căsătoriei nu pot fi alterate în niciun fel dacă există un astfel de contract. Cei care cred că prin asta diminuăm sentimentele, valorile sau știu eu, chiar respectul față de parte